Ce faceți, cum sunteți, sper că sunteți bine, sănătoși, happy și tot ce vreți voi. <laughs> dar, înainte să încep cu clipul și să vă povestesc din perspectiva mea care cred că sunt acele, acele lucruri, aș vrea să spun faptul că fiecare dintre noi are o astrogramă proprie și în funcție de ascendent și de lună, în primul rând, dar și de... Tot restul astrogramei, comportamentul nostru diferă, chiar dacă noi avem, de exemplu, același soare. În clipul de astăzi o să vorbesc despre soare. Deci, dacă nu rezonați, probabil luna și ascendentul vostru este total diferit față de soarele vostru. O să vă pun pe aici, pe undeva, probabil, tot în descriere, o listă cu minutul uh, în gen în, 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 când începe fiecare zodie în parte. Ca să nu stați să vă uitați la tot dacă n-aveți chef. Eu vă pup și uh, da, hai să începem! Am să încep cu prima zodie, berbecul, pentru că este prima zodie și este și zodia mea, de fel. De exemplu, nu-mi place absolut deloc când cineva îmi spune ce trebuie să fac. Dar Depinde foarte mult și pe ce ton și cum, cum abordezi subiectul. Pentru că dacă vii la mine și îmi spui frumos, uite, poți, te rog, să faci chestia asta pentru mine când ai un pic de timp, e perfect. Deci pot să te ajut și te ajut cu cel mai mare drag. Dar dacă vii la mine și îmi spui, fă și tu asta acum, acel acum și acea atitudine uh, de, cum să zic eu, dictator <laughs> acum... <laughs> Nu, nu, nu. Pentru că Berbecul de fel este foarte independent și nu prea cere ajutorul nimănui, și atunci când cineva îi cere ajutorul, el este foarte bucuros să ajute, dar nu trebuie să se simtă cumva comandat, știi, adică ca și cum tu ești superior și el este inferior. Este o chestie care nu prea funcționează pentru că Berbecul fiind prima zodie are tendința să se pună în față, pentru că ăsta este spiritul zodiei și acceptă foarte greu să fie sub cineva, trebuie să, să existe o conexiune, trebuie să fie uh, foarte multe alte ingrediente ca un berbec să poată să funcționeze sub cineva în general, nu există să le spui tu uh, când să facă ceva pentru tine și cum, și hai, hai mai repede. Mm -mm -mm. Taurii sunt foarte, foarte mâncăcioși. În general, cam toți taurii savurează mâncarea din adâncul sufletului și uh, atunci când mănâncă, trăiesc din plin acel ritual. Deci, acel moment al mesei este foarte, foarte sacru pentru majoritatea taurilor. Și ce am observat eu este că dacă, în general, sunt undeva și. Uh, își comandă ceva de mâncare Și la masă sunt mai mulți oameni În general nu suportă Ca ceilalți oameni Să mănânce din mâncarea lor De exemplu, nu știu Dacă tu ești la un date Și uh, persoana cu soarele în taur Își comandă un burger Cu cartofi Și tu îți comanzi o salată Și după aia când vine burgerul Cu cartofi, ți se face poftă Și... Ești genul ăla de om care știe că va mânca din mâncarea celuilalt, <laughs> chiar dacă își comandă o salată, dacă nu există o conexiune profundă și tu nu ești o persoană destul de importantă în viața lor pe ei, îi va deranja acest gest. Și dacă ții la tine și te iubesc, te vor întreba vrei un în cartof, și în interiorul lor, în sinea lor o să spere ca tu să spui nu, nu vreau, mersi, mulțumesc. Dar dacă știi că ești genul ăla care după aia mănâncă mâncarea lor pentru că ești și tu pofticios sau pofticioasă, nu le fă chestia asta pentru că pentru ei acel moment este foarte important și nu le place când sunt deranjați din punctul ăsta de vedere pentru că ei și-au calculat deja în capul lor că o să mănânce mâncarea aia, în felul ăla, în cantitatea aia și este foarte important să rămână așa, adică îți dă un cartof, doi, dar de, dacă vrei mai mult, cumpără -ți și tu și o să, fie, o să aprecieze mult mai mult. Da. <grijine> Gemenii, în general, sunt foarte vorbăreți. Și uh, ce se întâmplă? Dacă ți se pare că vorbesc prea mult și te duci la ei și le spui băi, vorbești cam mult și nu mai pot, am obosit sau whatever, sau și mai nasol, te duci la ei și uh, le spui că vorbești doar tu și toată ziua vorbești și uh, pare ești o moară stricată sau ceva de genul ăsta. Deci, având în vedere că această zodie este foarte duală, pentru că este evident de ce sunt doi, așa, uh, ce se întâmplă? Dacă vorbesc cu tine mult și după aia tu îi cerți și uh, îi cerți într-un mod nasol după aia o să fie foarte tăcuți și o să te trateze cu indiferență și o să te doară, pentru că dacă tu te-ai obișnuit cu ei comunicativ și după aia cumva i-ai rănit pentru că au fost prea comunicativi, după aia s-ar putea să te faci cunoștință cu cealaltă personalitatea lor, care este foarte rece și distantă, și efectiv să nu vorbească cu tine sau să te ignore și să fie așa, ca și cum nu existi. Deci, da, nu, nu fiți brutali cu chestiile astea, gen. Dacă vreți să comunicați ceva și vi se pare că persoana uh, vorbește foarte mult și nu puteți să vorbiți, trebuie să le atrageți atenția în mod civilizat, politicos, pentru că, de fel, gemenii sunt foarte smart și vor înțelege situația din prima, fără prea multe explicații. Dar, oricât de, uh, cum să zic eu, Mm. indiferenți și reci pot părea acești oameni cu soarele în gemeni, să nu uităm că gemenii sunt la începutul zodiacului și cu cât o zodie este mai la început, cu atât înseamnă că este mai uh, tânără cumva Gemenii sunt considerați adolescenții zodiacului și adolescenții în general sunt foarte dificili și foarte sensibili și de multe ori nu arată ceea ce simt și fac pe inabordabili și așa mai departe. Și gemenii cumva nu împrumută această energie și uh, poate că o să pară, um, nu știu, răutăcioși sau uh, un pic uh, um, așa shady, dar, de fapt, și de drept ei pot fi foarte, foarte sensibili. Deci, mare atenție cum comunicăm cu ei. Acum, haideți să vorbim și despre Zodia Rac. În general, Zodia Rac are o reputație un pic, cum să zic eu, un pic prea soft pentru adevărul din spatele reputației. <laughs> Racii sunt foarte sensibili. Deci, Asta este un lucru pe care nimeni nu cred că îl poate uh, nega. Dar, pe de altă parte, uh, atunci când un rac este rănit, poate fi foarte, foarte agresiv și reputația lor pentru a fi foarte uh, sensibili, plângăcioși, nidi și toate chestiile astea acoperă cumva o parte din adevăr, pentru că, pe lângă toate lucrurile astea, ei pot fi și foarte agresivi. Mai ales atunci când sunt răniți, deci când o persoană cu soarele în rac este rănită, poate să iasă la suprafață niște chestii foarte ciudate din ei, să zicem așa. Și este important în momentele respective să nu ne comportăm cu ei ca fiind, cum să zic eu, prea sensibili. Deci, nici prea mult, băi, nu știu cum să zic, este asta, fără să vorbesc Mă nici rog, prea multă cu reală, gen, nu, ce rău îmi pare, nu, 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 că suferi, pentru că nu le place chestia asta, dar nici indiferență, știi? Adică, ei lasă ce tot te plânge atâta, ridică-te capul sus, mergi mai departe. Nu, trebuie să fii așa foarte delicat cu ei în momentele respective și să le dai spațiu, să le oferi spațiu, pentru că Persoanele cu soarele în rac, când sunt rănite, se interiorizează, se vindecă singure și după aia revin ele când se simt ok. Uh, dar dacă tu ești acolo constant și reușești să păstrezi spațiul personal și să respecti intimitatea lor, este foarte, uh, foarte bine. Deci nu intra cu bocancul peste durerea lor pentru că s-ar putea să te trezești cu un bocanc în cap da, propriu. Mă, ce trebuie să mai zic, crac? Ah, leu, da! <laughs> uh, o chestie pe care lei o urăsc, și uh, nu cred că este un secret, este faptul că nu le place să fie ignorați. Și ce anume să nu faceți voi cu persoanele cu soarele în leu? Nu intrați într-o relație sau uh, într-o conjunctură amoroasă, nu știu cum să-i zic eu fără să vă spuneți intențiile de la bun început, pentru că dacă există o chestie pe care lei nu o suportă, sunt oamenii fake care se apropie de ei doar uh, pentru că au niște interese. Și dacă ai interese ascunse sau ești o persoană un pic mai superficială, nu te judec, adică fiecare alege să fie cum, cum vrea, nu vreau să se creadă că acum mă apuc eu să judec uh, oamenii, dar dacă știi că nu ai cele mai pure intenții, pentru că vrei doar să experimentezi, sau, mă rog, ai tu motivele tale, lasă persoanele cu soarele în leu deoparte, pentru că acești oameni sunt foarte inimoși. Și dacă ei încep să-ți ofere atenție, și aceasta, această atenție nu este uh, reciprocă, și tu, cumva, ca și uh, posibil. Partener, ești foarte ignorant sau uh, nu în sensul că ești prost, gen ignorant în sensul că ignori nevoile celuilalt om. Uh, nu știu dacă m-am exprimat bine, dar ați înțeles voi, probabil. Ei o să-ți ofere tot ce au, să zicem așa, și se așteaptă înapoi la același tip de intensitate. Și dacă nu ești capabil sau capabilă să faci chestia asta, nu-i amăgi pentru că acești oameni, cu cât sunt mai răniți, acum sincer să fiu, cu atât mai mult devin foarte superficial și ei, cumva. Pentru că, de obicei, genul ăsta de oameni pun foarte mult suflet în relații, mai ales în primele relații, în prima perioadă a vieții. Leul este guvernat de soare și organul din corp care este asociat cu zodia leu este inima. Deci acești oameni iubesc foarte intens și dacă au multe experiențe nașpa una după cealaltă, poate să devină foarte superficial, gen, nu știu, am văzut foarte mulți băieți și fete, dar mai mulți băieți, sincer să fiu, care sunt fac boys, pentru că, na, cândva au iubit și au fost amăgiți și după aia au devenit și așa. Deci nu intrați în tot felul de chestii amoroase cu o persoană leu, Uh, și și spuneți-vă gen intențiile de la bun început de, Nu știu, vreau doar sex, vreau doar prietenie, vreau o relație serioasă și cinci copii Vorbiți foarte clar cu acești oameni pentru că au nevoie de adevăr Și îți, îți vor spune și exact ce au nevoie Și după aia trebuie să vedeți dacă puteți să vă oferiți reciproc acest lucru Da, cam asta e spre leu. Eu recunosc că am o, o, o mare problemă. Nu, problemă. Nu, stai, reformulez. Am o mare dificultate în a înțelege spiritul critic al fecioarelor. Și, ba nu, mai, mai reformulez odată, iertați-mă. Aveam o problemă în a înțelege spiritul critic al fecioarelor. Dar. Viața m-a pus față în față cu foarte multe fecioare în ultima perioadă. Am multe fecioare în jurul meu și la început trebuie să recunosc că, din perspectiva mea, din perspectiva berbecului, uh, mie nu prea îmi plăcea chestia asta la fecioare, că tot timpul comentau ele despre alegerile mele, de ce ai făcut așa și nu așa, dar dacă făceai așa era mai bine. Uh, gen, analizau tot și mereu mă simțeam sub o lupă uriașă, și mie nu-mi place chestia asta, nu-mi plăcea. Acum am acceptat, am învățat, încă nu în totalitate, pentru că lucrez cu mine, dar nu mai iau totul așa de personal. Cum să zic eu? Ele judecă așa, foarte aspru, știi? Foarte repede. Dar în spatele acestor lucruri există totuși niște adevăruri foarte profunde pe care majoritatea oamenilor, oamenilor nu vor să le asculte Uh, pentru că se lasă trigăruiți de felul în care fecioara comunică. Și uneori fecioara este foarte directă și are tendința asta să îți uh, zic așa, gen, fașa Fa chestia asta, sau uh, nu așa, știi, pe un ton din ăsta un pic apucat. Și depinde ce fel de persoană ești, pentru că uneori ești poți fi, sau mă rog, sunt oameni care adoră să li se spună ce să facă și oameni care nu suportă chestia asta. Mi-a intrat ceva în ochi. Ah, mă rog. Uh, și după ce am înțeles că, de fapt, și de drept ele îți chiar îți dau sfaturi bune și uh, am înțeles natura lor și toate treburile astea, am observat un lucru. Fecioarelor nu le place absolut deloc să fie ele cele criticate. Mai ales în public. Deci niciodată să nu criticați o fecioară în public sau de față cu familia sau uh, într-un loc, deci nu, dacă aveți ceva de spus, trebuie să spuneți lucrurile astea în privat și nu în public. Nu, nu dramatizați, nu faceți scene din astea oribile prin mijlocul orașului. Uh, pentru că ei nu suportă uh, fecioarele zic, nu suport uh, chestiile astea. Și uh, în general nu suport atunci când sunt criticate și de multe ori fecioara critică atât de aspru și spune lucruri despre um, celelalte zodii sau ceilalți oameni. Eu gândesc totul în zodi, ceilalți oameni, pentru că deep down nu sunt mulțumite cu ele și cu ceea ce fac ele și atunci... Uh, critică și încearcă prin mecanismul ăsta să se motiveze și ele, și uh, sunt foarte bune la dați sfaturi, dar uneori nu le aplică și pentru, pentru viața lor, în viața lor. Și da. Deci uh, niciodată să nu criticați fecioarele în mod uh, public și uh, să încercați să treceți peste chestia asta cu. Uh, Mă judecă, mă critică pentru că dacă ești smart, vei înțelege, va ochiul ăsta, vei înțelege că de fapt în spatele tonului și a modului în care comunică, în felul în care comunică, există niște intenții foarte pure și sfaturile alea sunt foarte bune. Trebuie acceptat chestia asta că, acceptată, eu tot mănânc litere azi, nu știu, le dau sfaturi bune. Da, printre cele mai bune sfaturi.